Prietenilor, Nelson Mondialul vă salută, vă urează o zi bună, vă urează tot ce vă doriți voi mai mult pentru familia voastră, adică pentru ce iubiți voi, înțelegeți? Pentru ce iubiți voi. Întotdeauna mă enervează astea cu vinurile astea care intră foarte greu dopul. Și până intră dopul, eu o să fiu foarte nervos. Dar uite-te că... Ce Dumnezeu? A, așa intră ăsta. Și acum eu îi trebuie să-i trag... Iui. Bă, atâta de vechi, extraordinar. Întotdeauna, știți de ce mi-e frică la chestii? Iui, o scăpat. Mi-e frică că intră la sticlă. Și să nu se spargă sticla și de ce? Ni. Vai, suge mai îmbută, țiți. De ce ți... Mamă, ce tămâios miroasă! Deci nu-ți vine să crezi. Ce tămâios miroasă. Nu îți vine să crezi. Așa. Deci, mă, prietenilor, vă mulțumesc pentru vizualizările astea puține, dar fructuoasă. Înțelegeți? Vă mulțumesc foarte mult. Auzi cum face. Auzi. Gâl face. Uleios! Eu vă spun, dintr-un pahar din ăsta mă amețesc. Doamne, dă bine și sănătate la toată lumea. Și vă urez ca sărbătorile de Paște să vă aducă buniață în casă și masa plină. E tatăneță mondialul. Iau! Extraordinar! Extraordinar! Deci, prietenilor, după cum vedeți, aici avem paheia, dar separată. Nu am îmbălsămat-o cu ăsta aici, pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut, ia uitați-l, întotdeauna și n-am mai băgat alte chestii. Eu lucrez la dar organic, la fix. Înțelegeți? Ai de capul și de zilele mele. Suculent, suculent. Unde e carul meu să pun aici pe ăsta? Suculent, mă jurați deja, alo! Deci, domnilor, nii, uitați cum vine, crășcănat. Crășcănat vine, mă. Carne golă, mă. Vă trebuie să vă fac mumbac. Păi eu vă fac, uite, nu-ți curățați bine, știți de ce? Ăsta-i caca. Uite, ăsta de aici e caca. Ăsta-i caca, domnilor. Ăsta-i caca de țiții. Vedeți? Ăla negru. A, o bătut la ușă? Gărmă, oameni! Eu v-am spus de atâtea ori, nu mă confundați! Cu alte persoane de pe YouTube. Nu vorbiți urât la adresa mea. Voi ăștia care... Mi-a scris că, nu știu, de vreo 7 ani tot îmi scris că în 2 ani mor și eu nică îmbujoresc.
de vreo 4 ani tot îmi scrieți că o să sărăcesc, o să ajung pe drumuri fără muiere, fără... Ha. Vedeți ce port pe mine? Mâncava și că a mâncat orezul și am uitat de ăștia. Pentru că eu sunt puternică grea financiară. Și în țară și afară. Eu v-am transmis, înainte să mă apuc de YouTube, despre viața mea. Prin anumite melodii făcute de Sandu Ciorbă. Înțelegeți? Care sunt dedicate mie personal, la subiect și direct. S-a dus vestea în tot Ardealul, cine-i Nelson Mondialu, cine-i Nelson Mondialu, cât produce într-o zi, alții n-au cât ori, n-au cât ori trăi. Înțelegeți? Caută și pe YouTube melodia KGB. Acolo nu am eu am minte nucleară, mă descurc în orice țară. Oameni, mă, astea sunt melodii făcute în 99-2000. Și ăștia au copiat acum cuvinte, să laudă că au cuvinte. Înțelegeți? Deci, lăsați-o ușor cu Nelson Mondialu, pentru că știți ce? Mă face să vă dau clipuri, mă face să vă dau clipuri din ele cu bani mulți. Și după aceea iar o să intrați o groază care m-ați înjurat, o să intrați cu pagină falsă, domnul Nelson, nu m-a ajuns că trebuie să-mi fac operație, domnul Nelson, nu m-a ajuns că copiii la școală n-au mâncare. Înțelegeți? Jigodilor. Eu atâta vă pot spune că sunt o persoană, chiar dacă nu mă vedeți, cu mașini de lux, cu aur pe mine, sunt o persoană foarte excentrică de bogată. Eu v-am spus, eu stau pe milioane, mă, nu de lei, alu, să ne înțeleg, de euro. De euro. Ha! Aca-aca. Ceva nu-mi place. Îs buni, dar ceva nu-mi place. Cațași, Dumnezeu, bă, tu știi ce înseamnă să mânci din ăștia. Voi o să ziceți că nenorocire la ăstea, că v-a spus. Ați început să vă lăsați la o parte cu dantura și să vă luați de bani. Eu dacă vreau, mâine am dantură. Mâine. Mâine mă apuc de dantură, dacă vreau eu. Nu mi-o pun ei într-o zi. Dar eu sunt capabil să mi-o pun și într-o zi. Iau 10 doctori, treceți mai aici, mă. Sclavilor, eu, pam, pim, pum. Înțelegeți? Ei, și dacă mă enervați, îmi iau și, nu o mașină, 3 mașini, ultimile serii. Nu, ceva nu-mi place, mă. Nici care simt nisip. Hă. Acum mai mânc așa. Înțelegeți? Iui. Sară ăștia de gândești că-ți vii.
Roage mi-a scară să-mi roageți că trebuia să o pun pe Liana să-i cureță. Trebuia să-i pun să-i cureță. De tăte băzgdigoniile astea. Ticioruțele astea. Mă gândești că simt nisip în... Să adună tătătăt acolo la piatră, la bilă. Ia. Deci, domnilor, voi ăsta care vorbiți urât. Ai, bune-i, mă. Liniștiți-vă, chep calm. Chep calm. Chep calm pădutilor. Că vă fac clipuri de bolânzâți de cap. Vă fac clipuri de bolânzâți. De cap. Atâția bani vă dau că n-ați văzut nici... Nici la ăștia la televizor n-ați văzut. Poate ăștia au fost dintr-o mare mai nisiposă. Dar nu mai au de ăștia uriaș. Una la mână că și mai scumpi. Doi la mână că tot așa-l mânca și pe unul din ăla mic. Înțelegeți? Deja m-am amețit. Să mor de vămin. Uite, asta ne-a trei curățată și scos cacariciu de aici. Riciu, riciu, cacariciu. Riciu, riciu, cacariciu. Ha! Deci nu e o mâncare să zici că te saturi. Așa, de poftă. Asta e așa o mâncare de poftă. Foarte bună, foarte consistentă, dar foarte scumpă. Vedeți? Și trebuie să stai să o cureți. Ieși. Aha, caca. Ție tata caca și-l dăm pân zoft. Dumnezeu m-a miluit să nu mă duc la cerșit. Stau acasă și fac bani. Mor de ciuda-i mei dușmani. Eu și compun dacă vreau. Eu și compun. Nu știu pe ce-o mai pus pătrunjelul ăla pe ei. Că așa și-l arunc. Bă, dar vine robă, bă, mâncați-a și la el. Ce dorme robă, mâncavaș, Dumnezeu, să vi-l mânc. Ara mâncută cu caca. Avete capito? Vă nu vă dați seama, am patru canale de YouTube care îmi produce foarte mulți bani. Mai am încă trei, alea îmi produce numai Teria Șenia. Bă, oameni, bă! Deci Dumnezeu ajută pe omul bun.
Ne-o trimăs mesaje lumea, mă, din străinătate. Nelson, punem televizorul pe fără sonor și lăsăm playlisturile tale să margă. Până dimineața ce ne trezim. Vă dați seama câți bani mă intră. Înțelegeți? Vă dați seama câți bani mă intră. Păi uitați-vă ce am pe masă. Dacă ați fi fost cu minți, uite cum tata, că eu vă știu pe aia din lista neagră, v-am dibuit. Sunteți voi așa mari de capul vostru, săracele cizme de cauciuc. Aveți patul lipit de perete. Salteaua voastră. Știți cum e. Sunteți vai și amar de voi, lista neagră. Vă ajutam să moară cea mai scump, dacă nu. Cumpăram 20 de miei de latinul rus, cu cât îi vinde normal, cu atât îi cumpăram. Înțelegeți? 100 de kg de făină, 100 de kg de zahăr, vă cumpăram câte ia ce chile de carne, când zic carne, tot, ceafă, bocănă, tot. Și vă ajuta, vă dădeam. Vă luam nucă, mac, brânză, cozonaci, alu, oala cu sarmale. Voi numai trebuia să aprindeți focul. Dar ce să meritați voi, mă? Ce să meritați voi, mă? Zdreanțelor. Ha? Ce să meritați, mă? Voi meritați să treceți pe canalele la youtuberii aia care vă arată cum să mâncă cipsurile. Dați-le aia că e zreanță. Înțelegeți? Nu la mine cum să mâncă fârcăneață. E. Și să băia. Bă, mâncava Dumnezeu, mai sunt 2, 4, 6, 7, 6, stai, numai capul. Era la lobo. Că șașa, nu mă satur de ei, deci astea sunt numai figuri, să vă arăt eu vouă figuri. Am acolo supă de șalate, foarte bună, supă de șalate, foarte, foarte bună. Nu aveți voi potențialul meu, mă. N-aveți cum. Înțelegeți? Să-l aveți. Și mustețele să zicem. Nu uita. Mm.
lânghit. A intrat un mustacios sujumar. Ba, nu l-am prins nici la ei. În botă. Înțelegeți? Îl dau până zoftul ăsta. Nu știu. Auzi ce mi-a scris unul acolo. Ce mă? Vedeți? Vedeți? Tot din cauza oamenilor ei. Ce mă? Vrei ca să îți faci vizualizări, mergi să dai la oameni ajutoare și filmez ca să vadă lumea dacă o faci fără să-i filmezi. Vedeți? Eu fără să filmez nu fac. Nu fac. Ați înțeles? Chiar am vorbit ieri cu Lavinia Furcilă pe WhatsApp. Fiți atenți. Tot povestind cu ea de sărajă ăștia au zis că tăminări sunt, zice, vai, foarte bine faci că a ajuns familie săracă. Și am zis, la mine numai așa îi ajut dacă se lasă filmați. Și-o zic, foarte bine faci, pentru că dacă-ți filmați, poate cineva care vede clipul merge și ajută și ei. Așa-i depistează. Și zic, fii atentă ce-am pățit. Ultima dată când am mers ca să ajut. Nu vă mint. Tot așa prin băieții de pe Facebook am găsit o familie la vreo 50 de kilometri de aici, de la Cluj. Am vorbit cu băiatul de pe Facebook, ia du-te acolo ca să nu fac drumul degeaba, du-te la familia aia și când ești acolo sună-mă. O zis, gata, Nelson, ăsta bucuros că se întâlnește cu mine, băiatul de pe Facebook. Și bineînțeles că o spus de acolo, din satul ăla, la încă câțiva că mă aștepta o groază. Pe practic, merge acolo și când e la locul respectiv, mă sună pe web. Nenea Nelson, uite, am ajuns aici. Ia să văd oamenii. O femeie, un bărbat, mă, nu era o vârstă. Ce mama mea, țin mâncava așa. O femeie, un bărbat, stăteau pe pat și lângă ei și în brațele lor, patru copii. Stăteau ca și la instanță. Dă-i telefonul la om să vorbesc. Salut, domnule! Vai, domnul Nelson! Vă mulțumim! Eu ai că nici nu mai știm că n-avem nici hârtie. Eu mâncat copiii mei. Băi, oameni, zic, stați așa. Stați așa, nu trebuie să vă agitați ăsta. Uite, zic, am prima dată să văd situația. Cam ales trei familii. Să văd situația. Bun. Zic, nu vă întreb de muncă, că nu vă întreb de muncă, că știu care-i treaba. O secundă să văd cine mă contactează.
Dar ce e aici, mâncați-aș Dumnezeu să-ți-l mânc? Dar unde mă sună roade mai în bota să mă rog? Nu, nimă mâncava-ș. Unde mă sună, mă, oameni, mă? Close up. Futu-s telefonul lui Dumnezeu ca să-ți... Dar ăsu... Alo! Și zic, nu vă întreb de muncă, că dacă aveți de muncă, era bine. Nu urci sus. Urcă sus, că am aici ceva asta și nu pot să cobor. Nu, hai, la 82 apasă. Bă! Preții, ce auziți aici? Nu mă interesează de voi că munciți sau nu munciți și ăsta. Dă-i telefonul, ia arată în casă, bam, 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 arată în curtea, mi-am dat seama că-s, într-adevăr, oameni amărâți. Plec! Jum, încărpor bagajul cu mâncare, cu dietăție, înțelegi? Și haine n-au luat, am zis că le dau bani să-și ia haine. Ajung acolo. Deschid porbagajul, mamă, s-o ăsta. Fii atent. Și scot camera. Zice către mine... Vai, domnul Nelson, vă rog frumos, nu puteți să nu ne filmați că, zice, ne vede că avem neamuri și de-astea și ne rușine. Am zis, cum să nu? Zic, stați așa două secunde. Zic că trebuie să mai iau ceva. Că am uitat, am închis portbagajul și am plecat. Înțelegeți? Am închis portbagajul și am plecat. Deci la mine nu mere cu din asta, măi, paduchilor! Eu vă filmez, dacă nu ăsta vă țuc o venit o personalitate, nu țineți că țară voi la ușă, venit o personalitate interesantă. Hai, pa!